Astăzi a fost o zi specială pentru elevii clasei pregătitoare A din cadrul școlii gimnaziale Oprea Iorgulescu. Aceștia au sărbătorit 100 de zile de școală, 100 de zile în care și-au făcut prieteni noi, au râs, au învățat lucruri noi, au adunat zâmbete și au făcut numeroase activități alături de doamna învățătoare. Pentru această sărbătoare, copiii au realizat colecții de câte 100 de obiecte și le-au prezentat cu mândrie. Proiectul meu reprezintă 100 de zile de școală care au zburat precum un balon cu aer cald și în toate zilele am învățat lucruri noi și fiecare au fost diferite și unice și dulci ca niște bomboane. Eu astăzi am pregătit pentru proiectul cu 100 de zile sistemul solar. Cu 100 de stele și 8 planete. Un pom cu 100 de lucruri. Ghinde, păsărele, soare, nori. Iarbă, ciuperci, floricele. Am făcut o rachetă cu 100 de năsuri pentru că aceasta este pasiunea mea. Eu merg la tenis și de aceea am hotărât să fac o rachetă de tenis. Eu am făcut 100 de pufuri pe o foaie în formă de inimă. Și am steagul României pe pufuri. Și l-am făcut pentru această zi. Activitatea este una preluată din sistemul alternativ de învățământ step by step, în cadrul căruia această sărbătoare reprezintă deja o tradiție pe care copiii o marchează prin pregătirea și prezentarea unor colecții de 100 de obiecte. Clasa pregătitoare A celebrează astăzi un eveniment deosebit, 100 de zile de școală, un eveniment care se inspiră din alternativa step by step. Toți copiii s-au implicat și au venit cu idei minunate, dovedind creativitate și dragoste de școală, pentru că acum în clasa pregătitoare, principala formă de activitate este jocul. Micii preșcolari s-au bucurat de timpul petrecut împreună cu colegii și cu doamna învățătoare și așteaptă cu nerăbdare viitoarea aniversare.